Salut pe invitații mei de la această oră, pe Mihai Stoica, bună ziua! Bună ziua! Ovidiu Herea, bună ziua, mulțumesc de prezență. Să admitem că suntem slabi sau vi se pare că e o conjunctură nefericită pentru noi? Amândouă. Amândouă. Suntem și slabi pentru că dacă n-am fi slabi, ne-am calificat indiferent împotriva cui am jucat, pentru că totuși adversarii sunt, să zicem, unii accesibili. Acum nu vreau să se supere nimeni pe mine, dar Helsinki e un adversar accesibil. Da. Mai departe, Bodø/Glimt e la capitolul așa și așa. Cam cum a fost Stavanger anul trecut și am reușit să mergem mai departe. Poate chiar peste Stavanger, deși sunt la egalitate de puncte în campionat. Eu cred că noi am avut ghinion. Noi și CFR am avut ghinion și la tragerea la sorți. Chiar am avut ghinion. Adică, bă, totuși din... Ia echipele cu care puteam să jucăm în turul 3 și ai să vezi că doar North Zealand părea aproape imposibil de eliminat. Iar eu chiar consider că în continuare spun că noi am avut un arbitraj defavorabil. Okay, dar a fost penalti la București. Du-te cu 1-0, nu știi ce se întâmplă. A fost un penalti acolo acordat cu larghețe. Nici aia nu se știe ce se întâmplă. Au fost momente, și nu mă duc în anii 90, nu mai spun înainte de 90, merg în anii 2000, când scoteam niște echipe pe care dacă acum le-am întâlnit, eu cred că nici nu ne mai prezentăm. Da, dar atunci în Finlanda se făcea schi. Se face și acum. În Norvegia, norvegenii erau campion mondial la curling. Nu știu acum cum stau. Stau formidabil. Păi mi se pare că Norvegia... La curling. Nu neapărat la curling, pentru că ei la Jocurile Olimpice de iarnă, cred că au fost pe primul loc în totalul... Da, dar uite, din nefericire pentru noi, pentru bulgari, pentru cei de prin zona noastră, au început să facă și fotbal. Și au început să facă fotbal, iar oamenii când fac ceva, fac ceva serios. Din moment ce Islanda poate să facă fotbal și să meargă să se califice la turneu final, să facă handbal și să fie în primele... La un moment dat au fost în primele 4 echipe. Acum au și echipă în grupele conferenței. Și nordicii sunt puțin mai serioși decât noi. Asta e situația, ce să facem? Când vor să facă ceva, dar pe de altă parte e și logic. Ai fost recent pe acolo. Autostrăzi stau mai bine, pe la nivel de trai stau mai bine. Chiar vorbeam mai devreme că cercetătorii au device-ul la ei și dacă vrei să donezi ceva, dai principala cauză, pentru că putem invoca, nu știu, referitor la o țară că are un fotbal slab dezvoltat, este lipsa banilor, da? Cred eu. România nu cred că e pentru că... Sau investițiilor prost făcute, din punctul meu de vedere, și asta e problema, că la noi nu s-a investit cu cap, că dacă ne uităm că sunt academii, și aici mă uit la cei de la Sepsi, totuși sunt un club nou, fără tradiție în cupele europene, dar au ajuns acolo și au fost la un pas să se califice în grupele Conference League. Până la urmă sunt de apreciat ce au făcut într-un timp destul de scurt. E trist că celelalte echipe nu au făcut același lucru și că nu avem mai multe echipe cu care să ne calificăm să mergem în primăvara europeană sau în grupe. Asta e trist. Și ar trebui să luăm modelele astea pe care le avem în acest moment. Modelul Sepsi, spui tu? Nu neapărat. Și modelul Sepsi, dar ne uităm la cei din la nordici. Modelul Sepsi nu știu dacă e chiar un model de urmat. Nu știu dacă ăsta e modelul pe care trebuie să-l avem ca reper. Știi de ce spun asta? Pentru că poate peste 3 ani, în locul lui Orban, va fi altcineva și va avea o altă strategie de finanțare. Nu neapărat cine vine sau cine finanțează. Ce au făcut cu banii pe care i-au investit în academie? Mă refer academie. Ca model. Ok, oamenii ei au gestionat corect banii. Eu mă refer de finanțare, cum este ea produsă. În Norvegia, în Danemarca, în Suedia. Lucrurile astea nu se întâmplă, că un patron se gândește el că vrea să închidă afacerea sau că primarul din nu știu ce spune pe anul ăsta antrenat pe 10 și ne-a luat de 7 și opresc finanțarea. În România se întâmplă lucruri de genul ăsta. Bucșarul a închis echipa, că așa a vrut. La Galați, echipa a mers în Champions League, după care lucrurile s-au terminat. Pentru că așa au vrut oamenii. Ia Pașa, în momentul a zis, plec. Și a plecat. Și echipa, dacă nu venea Varga, intra în faliment, că era, parcurgea o insolvență. Astea sunt lucrurile pe care noi le avem ca model până acum. Nu știu dacă Sepsi e un model de urmat, de asta spun.
Da, cred că trebuie să fie altul model. Nu l-am găsit. Curică. S-a spus că, uite, investițiile din Ungaria, și am văzut, într-adevăr, stadioane senzaționale, da. Salarii mari se plătesc, baze de antrenament excepționale. Doar că Ferencvaros a fost eliminată fără drept de apel de Klaksvík, da. Care avea portarul, fusese fundaș central acum 2 ani. Ok, știa cu piciorul, da. Dar totuși, iar golul dădea un director, un CEO. Am mai vorbit asta. De, sunt modele și nu sunt modele. Spuneți-mi nu că de unde să te duci departe ca să iei modele. Ați trăit, ați activat în aceeași funcție și acum aproape 20 de ani, 15 ani, când fotbalul nostru ajunsese o sperietoare pentru Germania. Pentru că Germania a intervenit să schimbe modul de calcul al coeficientului, pentru că România era la mai pe locul 7. E, da, dar a fost anul ăla formidabil. Nu doar anul ăla. Nu, ok, nu doar anul ăla, dar acolo am crescut enorm la coeficient. Ce aveam atunci și nu avem azi? Pentru că atunci n-a fost doar un sezon. Au fost niște înlănțuiri de sezoane în care duceam echipe în grupe. Ce nu avem? Eu pot să spun ce aveam noi atunci. Aveam un antrenor de calibru, care chiar dacă era la începutul meseriei, se vedea clar că are calități mult peste ceilalți colegi de generație, să spun. Că și noi și Rapidul. Da. Și Răzvan cu Oli erau din aceeași generație și au demonstrat după aia amândoi că sunt antrenori de mare valoare, din moment ce au câștigat. Răzvan a câștigat în Grecia, nu cu Olympiacos, ci a câștigat cu PAOK. Mă rog, campionatul. După aia a câștigat Liga Campionilor, Rasii, cu Hilal. Performanțe deosebite. Oli nu mai spun. Oli a câștigat campionatul cu Urziceniu Chinei. După aia a venit, că și acolo ai văzut cel mai model, că a închis omul. A venit Bucșarul. Chimir Bucșarul, care a spus, ok, foarte frumos. Am să-ți dau, dar n-am să-ți dau. S-a terminat. Bun. Aveam antrenori atunci față de acum. Aveam. Așa e. Aveam. Atât? Nu, eu nu vreau să-i jignesc pe cei de acum. Nu, dar atunci aveam antrenori care au demonstrat că poate și ei noștri vor demonstra mai. Scuze. Și nu, cred că aveam și fotbaliști. Dacă stăm să ne uităm la academiile care erau în acea perioadă. Și mă refer, eu am crescut la FC Național. Dar erau niște grupe extraordinare. Era Rapidul care investea. Era Steaua. Era Dinamo. Adică erau niște academii care scoteau an de an fotbaliști. Acum, în ultima perioadă, academiile au dispărut. Nu, eu spun că este. Da? Are dreptate. Și de ce? La momentul ăla, noi aveam jucătorii, toți erau născuți în România, încă nu a fost exodul, încă nu fusese exodul. Noi avem mai mulți jucători născuți afară în ultimii ani decât în țară. Și îți dau exemple, pe Mogoș nu știa nimeni în România. Da. Pe Boloca nu știe nimeni în România. Pe Burnete știu prea puțin. Cubiș, multe. Cubiș. Sunt foarte mulți. Rațiu, poftim. Mă, Rațiu are 25 de ani. Și Rațiu nu a jucat, nu că nu a jucat în România. Mi se pare că la 2 ani a plecat din România. Părinții lui au plecat acum 23 de ani, dacă nu mă înșel. Poate că greșesc, astea sunt informațiile pe care le-am. Se face diferența și aici. Noi avem oameni care iau jucătorii la 15, la 16 ani, unde, poate și mai devreme, și îi duc afară. Noi am încercat să luăm jucători și ne-am bătut, și îți dau exemple multe, dacă vrei, ne-am bătut cu cluburi de afară, n-am putut să... La vârstele astea, spuneți? Da, la 14, la 15 ani. Ceea ce înainte nu se întâmpla. Nu se întâmpla niciodată. Ok, asta da. Asta e mare problemă. Au ajuns, uite, Dragomir, Vlad Dragomir, am fost cu ofertă, nu s-a putut, a ajuns în Italia, parcă la Perugia, după aia, prin Italia, la o echipă mai subțire, buf, a ajuns la Pafos, joacă la Pafos, joacă și nu joacă. Acum cred că a început să joace. Borbei, portar, 2003, am făcut ofertă, nu s-a putut, a ajuns în Italia, e la Lecce, acum sunt 4 români la Lecce, sunt 4 români de la echipa națională, Burnete, Borbei, încă... La Lecce. Păi, nu sunt de la noi și sunt de la Lecce, la echipa națională. Astea sunt probleme mari cu care te confrunți și nu ai cum să o rezolvi. Cârjan a ajuns la Arsenal. Îl știam, am făcut și noi oferte. Nu s-a putut. Eu vorbesc numai din ce știu eu. Fundaș central care a fost la Oradea a plecat și el afară. Când te bați cu Inter, n-ai nicio șansă.
sau cu Fiorentina sau... Partea proastă e că unii părinți aleg pentru copiilor să meargă la cluburi mici de afară decât să meargă la în țară. Față de atunci, că iau ca reper, repet, totuși este cel mai înalt nivel atins de România atunci, și prin prezența fizică a echipelor, dar și prin clasamentul coeficienților, care are o mare relevanță, că nu e așa într-un an, dai o lovitură, pe 5 ani. Reper, România ajunsese în top 10, ceea ce pare de neatins. Dar era exagerat atunci. Aia era conjunctura. Nu okay. Eram de top 10, eram de, să zicem, 18, 19. Nu, de 15, mai... eram sigur. Eram pentru că aveam foarte multe echipe. Cum are Austria acum? Sau Serbia? Mi se pare că Serbia a făcut niște rezultate din calea afară în cupele europene. Dar Serbia... datorită Stelei Roșii are coeficient. Păi atunci și România n-o să mai aibă în principal... Nu o să mai aibă. Este... Păi și Cipru a ajuns înaintea Grecii. Dar nu o să mai fie. E conjunctură. Există și conjunctură. Erau mai mulți bani atunci la echipele astea două, ca să le iau ca reper? Atunci Steaua și Rapid aveau mai mulți bani? Ziceți decât acum? Eu zic că după acel sezon au crescut salariile foarte mult. Da. În următorii ani. Nu cred că atunci, nu cred că în anul ăla când, 2005-2006, când a fost acea performanță atunci. Incredibilă, nu cred că aveau salariile peste ce este acum în România. Dar după aia au fost bani. După aia au fost foarte mulți bani, da. Au avut an cu 30 de milioane buget. Păi, stați un pic, okay, erau venituri din Champions League, și acum ar avea la fel. Stai puțin, că în Champions League atunci erau 7 milioane se încasa. 7 milioane, încasări de la cele 3 meciuri, 4 milioane. Care 4 milioane? Dar n-a existat meci de un milion în meciuri? Cu Real Madrid, de exemplu? Sau? Ce milion? Cu Real Madrid am avut pachete și pachetul la peluze, de exemplu, a fost 185 de lei. De mii, 185 de mii, cum era atunci. Sau, mă rog, erau foarte mici prețurile ca să umple în stadion. Niciodată nu făceau încasările astea în Ghencea. Niciodată. Nici vorbă de milioane. Nici vorbă. Iar după aia, cu Arsenal s-a jucat cu jumătate de stadion, cu Bayern München cu jumătate de stadion. În sezonul următor, da. Așa este. Nu erau încasările așa, mă. Nu. Atunci a fost o luptă. Steaua, Dinamo, Rapid. Bani mulți se băgau. Dinamo lua pe Miranda cu un milion și ceva. Osvaldo Miranda. A venit Timișoara, rapid, rapid, uite, Timișoara, Vazluiu. Păi, uite ce a fost la Rapid atunci, când cu Peseiro. Atunci a fost de mare. Atunci, da, nu. S-au plătit salarii, din ce știu, aveau salariu și de 600-700 de mii de euro. Vaslui? Din ce știu eu, acum nu știu dacă sunt reale sumele, dar din ce știu... În momentul echipa a intrat într-o incapacitate clară de a... Întrebați-l pe Costel Zota. 1.100.000 avea Peseiro și stafful lui salariu. Păi și Lopez Caro la Vaslui nu avea, probabil. Avea. Nici nu putea, să-l aduci pe Lopez Caro. Antrenase totuși la Real Madrid, adică și naționalul de Spania. Se crescuse nivelul salarial foarte mult, adică voiai să pleci de la o echipă la alta, nu discutai de... Multe se spune că n-a făcut Vaslui nimic. Ok, n-a câștigat trofee, dar Vaslui a jucat grupe. Da. Dar a avut rezultate în grupe. Păi noi acum, ca să realizăm, spunem Vaslui, n-a realizat mare lucru, dar mi se pare că ceea ce a făcut SFC este formidabil că a ajuns până aici. Așa e. Păi Vaslui a accesat chiar grupe unde se bătea de la egal la egal. Și a fost cu Sporting, cu Lazio în grupe, cu Praga. Da. Vi se pare că e cel mai scăzut moment al fotbalului românesc? Nu. Au mai fost? Când? Hai de mine. Păi în anii 90, nici nu... La începutul anilor 90, când au plecat jucătorii de valoare din România... Spuneți că era atunci 91-92? Păi, nu exista primăvară europeană. Păi, și din două meciuri era primăvară europeană. Final în Cupa Cupelor, în ce an a fost? Cu Anvel. Păi aia a fost... Steaua jucase trecuse de doi adversari ca să joace cu Anvel. Era sistemul, cum ce se fac? Nu era sistemul, dar primăvară europeană se ajungea mult mai ușor și nu prea ajungea nimeni. Când s-a ajuns în primăvară europeană? În anii 90 se ajungea în primăvară europeană? Hai, să fiți serioși. Nu, dar se accesau grupele Champions League. Da, aveai un meci de jucat. Un meci cu campioana Austriei, cu campioana Belgiei și cu cine mai fost. Și cu campioana Elveției, dacă mă știu, cu Sedet. Da. Adică erau niște meciuri care acum, dacă am jucat cu ele, ni s-ar părea că sunt inabordabile. Când a jucat CFR cu Young Boys, am spus, păi e prea puternică echipa. Ia să jucăm cu Salzburg acum. Nu, cu Salzburg acum nu se poate juca, n-ai nicio șansă. O să vedem pe aia în Champions League. Te-a surprins totuși necalificarea asta a Farului? Ok, la Sepsi adversarul era superior, până la urmă chiar faptul că au ajuns până aici este peste ceea ce își targetaseră cei de acolo. Dar la Farul? La Farul, da, m-a surprins.
Adică mă așteptam la mult mai mult din partea lor. Mai ales că aveau un avantaj, într-adevăr, minim, dar era un avantaj. Văzusem și meciul din tur. Nu m-a surprins cu nimic Helsinki. Dimpotrivă, am văzut-o pe Faru mult mai bună în primul meci. Și mă așteptam, exact cum am spus, la mult mai mult din partea lor în retur. Dar, din păcate, Helsinki a fost peste Faru. Ai vreo explicație? Până la urmă e așa, Sheriff, Urartu, Flora Tallinn și HJK pentru a ajunge în grupe. Și pierzi două dintre cele patru duble manșe. Cu Sheriff și cu Helsinki. Cu cine să jucăm totuși ca să ajungem în grupe? Cu Stava mea. Nu știu că îi mai scoatem iarăși. Nu știu, zic și eu. Nu știu. Vorbesc și eu din amintiri ce vrei. Da, nu știu, e trist că s-a ajuns în situația asta, dar pentru mine ce mai trist este că nu văd pentru viitor soluții pe termen scurt. Din punctul meu de vedere, trebuie investit în infrastructură, investit în academie și să așteptăm să avem rezultate pe viitor. Pentru că... Aveți vreo soluție? Sunteți de 30 de ani în fotbal, da? Ok. Spunem că s-ar face un... Nu știu, președintele federației, președintele religiei ar aduna oamenii ăștia care sunt de mult timp și v-ar cere trei soluții pe care să le dați și ei să le implementeze. Care ar fi? Trei soluții... Pe termen, nu de la anul să fim în grupe. Atâta timp cât Federația Română de Fotbal se concentrează pe o regulă stupidă și pe care o impune. Stupidă. Deci prima asta ar fi. Să renunțăm la prostiile astea, să fim obligați să jucăm unii, nu toți, să jucăm în Europa cu echipe mai slabe decât campionatul nostru cu echipe mai slabe decât gândim noi că avem. Cum s-a deci ați renunțat la U21. Bineînțeles. Ok. Aș dori să fie concentrare pe problemele reale ale fotbalului românesc. Nu să impui să ai o echipă de fotbal feminin. Că nu ajută nimic o echipă de fotbal feminin clubul nostru. Să plătească, poate banii ar trebui direcționați în altă parte. Pentru că mie mi se pare că Federația Română de Fotbal la momentul ăsta e atentă cu imaginea federației, cu imaginea celor care o conduc sau celui care o conduce și e condusă politically corect în loc să fie aprofundate problemele reale ale fotbalului nostru. Iar problemele reale ale fotbalului nostru, una dintre problemele reale este problema arbitrajului. Atâta timp cât Găman face ce a făcut și toată lumea, că aici, ok, eu sunt subiectiv și recunosc asta. Mă, dar când absolut toată lumea iese și spune n-a luat deciziile corecte, el este nici măcar o etapă nu este reținut de la delegări. El este mâine oficial la o partidă din campionatul nostru. Voluntar CFR. Voluntar CFR. Da. Ceea ce mie mi se pare că este o sfidare. Atâta timp cât Florin Andrei arbitrează meciul Hermannstadt cu Ucluj și face o greșeală impardonabilă, care este sancționată, amendată de toate emisiunile de profil și de toți specialiștii, și el mâine arbitrează voluntar cu CFR. Astea mie mi se par niște chestii total incorrecte și trebuie acționat în direcția asta. E un punct de vedere. Ok, eu pot să înțeleg asta, dar credeți că asta ar schimba? Da, ar schimba. Multe? Ar schimba. Ar schimba pentru că știi ce se întâmplă? Te duci și își faci analizele. Și găsește o analiză în neregulă. Vrei să te însărnătoșești? Încearcă să faci ceva. Du-te la un specialist să spună despre ce e vorba. Pentru că așa, aia dă-n alta... Sunt multe chestii care trebuie scoase din fotbal. Pentru că știm foarte bine. Iei un măr și l-ai pus într-un coș de mere, un măr stricat într-un coș de mere care toate sunt sănătoase, a doua zi te duci și vezi că s-a propagat. S-a propagat, defectul mărului respectiv. Nu se poate așa ceva. Dar noi nu avem nicio problemă. Poate sunt interese, doar că interesele personale n-ar trebui să primeze. Poate sunt, nu știu. Că eu dacă spun ce văd, sunt chemat la comisie. Că se supără domnul Vidican. Ce mi se pare totuși formidabil, că în toată perioada asta în care fotbalul a regresat, câștigurile oamenilor care conduc fotbalul
s-au dus foarte sus. Asta este formidabil. Da, da, asta e chiar tare. Formidabil. Gino Rogliosco este omul din fotbalul care câștigă cei mai mulți bani. Federația este, să o asimilez unui club, să spunem, da? Sau este societatea care are cele mai mari venituri pe 2022, conform altor oameni, din tot fotbalul românesc. Și cu toate astea, admite că fotbalul românesc e împicat la un nivel minim, să spunem. Da? Sau echipa națională, poftim. Echipa națională. Că mi s-a aruncat, dom'le, facem regula, nu știu, facem echipa națională în tineret. Echipa națională în tineret merge din ce în ce mai rău. Pentru că acolo contează generații, nu contează strategia federației. Absolut deloc, contează generații. Unde suntem cu echipa națională în tineret? Ne-am făcut de râs la campionatul european acum. Acum, unde da. Ne-am calificat pentru că eram țară organizatoare. Da. Celelalte două turnee au fost foarte bune. Păi nu, din ce în ce mai rău. Din ce în ce mai, da, da. Din ce în ce mai rău. Și cei de acolo pot să vină să spună, ok, înainte nici măcar nu ne duceam la turnee finale. E un pas înainte. Și cui pasă dacă ne duceam? Înainte ne duceam la turnee finale cu echipa națională și veneau bani. E adevărat. Aia e problema. Dar nu înseamnă că e rău să mergem cu echipa națională de tineri la turnee finale. Nu. Că n-o să, dar nu o să mai merge, că nu o să mai organizăm. Nu înseamnă că vom avea fotbal de calitate dacă mergem. Dar nu e ceva rău să mergem. Înseamnă că totuși... Spun că mergem din ce în ce mai rău. Tot ce se face în administrația actuală e din ce în ce mai rău. Doar lor le merge din ce în ce mai bine, probabil. Cum vezi, Ovidiu? Consider patronii vinovați. Consider că avem lipsă de antrenori și aici nu mă refer doar la antrenori pe care vedem la Liga 1. Antrenorii care sunt mai jos. Eu cred că aici poate să fie și asta o problemă. 100% este o problemă. Eu cred că ar trebui, nu știu, nu cunosc legea sportului foarte bine, dar cred că ar trebui umblat acolo și făcut ceva în sensul ăsta pentru a atrage oameni cu bani, cu posibilitatea de a investi în fotbal. Pentru că în felul ăsta poți aduce jucători de valoare care să-ți ridice nivelul fotbalului românesc. Ai putea investi în academii, să crești jucătorii pe care ai în momentul ăsta, să-i crești așa cum se cresc copiii, pentru a aduce antrenori buni la nivel de copii și juniori, pentru că acolo este o problemă. Eu mă lovesc că lucrez cu copii în momentul ăsta și văd, mă duc pe la competiții și văd fel și fel de antrenori. Eu cred că este o problemă. Și ar trebui de aici făcut... De exemplu, aici cred că nordicii stau foarte bine la școala de antrenori. Da, dar nordicii stau foarte bine și la meseriile care sunt plătite prost în România și acolo sunt plătite foarte bine. Are? Pentru că au un nivel de... Noi am discutat acum, am fost în Danemarca. Bucătarul, dar bucătarul nu era un bucătar de excepție. Era un bucătar normal. Bucătarul hotelului. Bucătarul hotelului. Da. Și România este așa. Câștig 90.000 pe an net. Ce? Euro. Okay. Vorbeam în euro, că nu, ca să fim clar. E adevărat, pentru un apartament la marginea orașului, eram în Copenhaga, de 100 de metri pătrați, plătesc 30.000, fără alte cheltuieli, doar chiria. Îi rămâneau 60.000. Băi, rămâneau 60.000. Un bucătar care aici ar câștiga foarte puțin la noi. Că n-ar fi un bucătar de elită care are emisiuni de la TV. Foarte ridicat de asta. Poftim? E nivelul de viață foarte ridicat acolo. Dar și un antrenor la juniori câștigă foarte bine acolo. Da. Luăm o scurtă pauză comercială. Ne întoarcem în 4 minute. Am revenit în direct alături de Mihai Stoica și Ovidiu Herea. Îmi spunea că începe etapa astăzi cu două meciuri, Petrolul Oțelul și mai ales Rapid Dinamo. Mâine alte două meciuri interesante, Voluntar CFR și mai ales FCSB Universitatea Craiova se va juca în Ghencea. Apropo de meciul ăsta, bilete? O să fie peste 20.000, clar, dar în niciun caz nu o să fim la nivelul la care am fost pentru că nu avem la vânzare atât de multe. Adică sunt undeva în jur de 25.000 de bilete, nu? Da, 25. Disponibile, mă da, refer, disponibile, pentru... Vandabile, și din, da, vandabile. Din da. Partea Craiovei ați fost anunțați câți spectatori vor fi? Cât... Eu cred că o să fie în jur de 1.000. În jur de 1.000? Așa cred. Da. Păi e o cifră bună. Au venit. Au venit. Au fost mereu între 500 și 1.000. În privința jucătorilor care aveau probleme medicale, Băduță și Șut... S-a antrenat normal ieri, amândoi. Ok, asta înseamnă că au șanse să joace. Ok. Da. Chiriche și-a făcut remediu, că spuneți noastră trebuie să treacă măcar două zile, da. Dacă nu trei. Și ce? E, acum așteptăm opinii. Că avem la chestii de genul ăsta, e bine ca
să se exprime mai mulți specialiști. În orice caz, perioada va fi destul de lungă de absență. Gen? 3 luni. 3 luni? Da. Wow. El ce, ce spune, Chiricheș? Adică cum vede? E... El, el se simțea mai bine după 2 zile. Doar că examenul zice că problema e destul de serioasă. Vom vedea. N-are rost să tragem concluzia. E vorba de ruptură musculară, da? Da. Dar zona în, care, zona în care și e posibil să fie afectat și tendonul, asta e problema. Și aici sunt la chestii de genul ăsta, opiniile nu sunt mereu convergente. Unii spun că trebuie operație, alții că nu trebuie operație. De-aia e bine să ascultăm mai mulți specialiști. Asta e o lovitură grea pentru FCSB. Mare. Da. Până luni seară se mai pot face transfer, nu? Nu facem niciun transfer. Nu face. Nu că noi, vă avem, noi la momentul ăsta suntem aproape să aducem un... să-l dublăm pe Radunovici. Fundaș stânga. Nu avea, era singura poziție care nu era dublată la noi. În rest, la fundaș central, există soluții. Avem soluții. Practic sunt așa, Daua, Înghezeana, Haruț. Și Ovidiu Popescu, care a jucat acolo nu odată și a făcut-o foarte bine, și Alexandru. Și nu mai jucăm în Europa, adică 6 meciuri au căzut. Și asta e adevărat. Și 6 meciuri cu altă încărcătură decât cele uzuale. Fundaș stânga, spuneți, nu? Da. Străin, român? Da. Asta e aia. Da. Iran sau Iran? Da, la ce? Da. Adică nu e un indiciu care să arate că, vai, dacă a spus român, înseamnă că e fix, nu știu. Poate să fie indiciu și dacă spui una și dacă spui alta. Și, și spuneți că vine sigur, adică aveți, sunteți aproape și... Vine când semnează. Ștefănescu mai e o țintă? Nu prea. Dar de ce? Că părea o țintă, adică ce s-a întâmplat între timp? Mai ales că Sepsi a părut... Pentru că a apărut între timp varianta de fundaș stânga. A, și el era luat în calcul și pentru fundaș stânga. Exact. Am înțeles. Am un jucător care putea acoperi și poziția pe care chiar o avem descoperită la momentul ăsta. Avem încredere totală în Risto, dar ce se întâmplă dacă Risto nu joacă? Trebuie să faci 7.000 de permutări. Iar pe Pantea du-l acolo, nu-i poziția lui, dincolo mergi cu improvizație. Anul trecut am cam... Mai e Panțărul, dacă are Panțărul, mai are de... Încă nu e. Revine după 2 ani și jumătate? Nu, și încă nu e. El mai are de, el mai are de refăcut diferența de masă musculară. În privința lui Ștefănescu, dacă el va ajunge la rapid, să luăm varianta asta. Da. Vi se pare că este, să zic așa, o lovitură pentru FCSB? Adică vi se pare că e un jucător care dacă ar putea să... Dacă ne-am retras din cursă, nu este nicio lovitură. Considerăm că nu este nicio lovitură. Nu, din cursă te poți retra din multe motive. Că e prea scump, că e... E scump, e foarte scump. Adică peste 1 milion e o sumă mare. Pentru un jucător bun, dar care... În momentul când dai foarte mulți bani pe un jucător, trebuie să te gândești, vei câștiga la afacerea asta? Ok, poți face treaba cu el, dar când dai peste 1 milion, te gândești și să scoți banii la un moment dat. 1 milion de euro, sunt foarte multe aici, că practic aici sunt discuțiile din, și din informațiile mele, Rapid are oferta de 1 milion. Ți se pare mare sau ți se pare că este o, un preț corect pentru Ștefănescu la ce a arătat până acum în video? Bine, mie mi se pare mare suma. Pentru orice jucător care se transferă de la o echipă la alta în, în România. Și asta e adevărat că vorbeam mai devreme de nivelul campionatului. Da, dar... Da, nu știu ce să zic. Până la urmă, vedem ce ofertă va face cei de la Rapid. Dacă FCSB a ieșit... Nu, oferta de la Rapid există? Există, dar am înțeles că cei de la Sepsi n-au acceptat-o în momentul ăsta, nu? Sau au mai crescut-o, nu știu exact ce se întâmplă. Da, nu, eu și la noi a existat, și la noi a existat oferta. A existat, corect, și există și că oferta era, da. Da, bun. A existat și a fost respinsă, deci... Dioseghe aseară a spus, nu a spus răspicat că nu, dar a spus mai degrabă nu vrem să dăm pe Ștefănescu până în decembrie, iar, iar decizia este la Sepsi. Adică nu, degeaba vine Georgescu să spune m-am înțeles cu Rapid sau cu FCSB și... Nu e 1 milion. Eu la un moment dat Gigi plusase, se dusese undeva pe la 1.200.000. Deci nu e 1 milion.
Adică e mai mult. Adică e mai mult. Da, bine, pe de altă parte au venit jucători la FCSB chiar de dată recentă cu sume chiar mai mari. Au venit. Dar jucători care la momentul ăla prezentau alte perspective. Că una e să cumperi. Companiu avea alte perspective. Nu, la Companiu era cu totul și cu totul altceva. Era un jucător, un vârf de careu, de care aveam foarte mare nevoie, nu aveam poziția asta și era aproape o garanție că va fi golgheterul echipei și a fost golgheterul echipei. E cu totul și cu totul altă situație. La noi, Ștefănescu acum ar veni pe o poziție... Trebuie să gândești altfel. Adică nu poți să vorbești doar strict de Ștefănescu. Dar e un jucător bun. Indiscutabil asta. Că altfel nu se făcea oferta. Ce să joace? Să joace undeva în partea dreaptă. Atacant lateral dreapta, nu? Și Octavian Popescu ce joacă? Teoretic tot acolo cât timp e Coman la echipă. Asta e problema. Iar Octavian Popescu este un jucător care are 20 de ani. Și care a demonstrat că poate face diferența chiar și în poziția aia. Când poate că se va obișnui să joace în poziția aia, va fi altceva. Pentru că... Pe de altă parte, nu vi se pare că Lotus s-a... Știți că am mai avut discuția aici. Dumneavoastră îmi dați exemple că avem soluții, avem soluții. Și ajungem la ora meciului UTA-FCSB. Când m-am uitat pe bancă, în momentul în care... Când te-ai uitat pe bancă, Băluță și cu șut nu lipseau pentru accidentări ușoare. Știu, dar asta e situația la care se întâmplă frecvent, mai ales cu cât avansezi în competiție. Și în afară de Radaslavescu nu vrea niciun jucător ofensiv. Nu se întâmplă frecvent, anul trecut nu s-a întâmplat mai deloc. Am fost tot timpul foarte bine. Mai apară suspendări. Că vin și alea, cartonașe galbene și așa mai departe. Nu, dar, repet, așa a fost situația la meciul cu UTA. Că părea că dintr-un lot stufos în care existau corde, jumătate, nu mai știe pe cine să bagi, varianta era Radaslavescu, care nu Da, joci într-o singură competiție și trei meciuri anul ăsta în Cupa României. Ce vrei să faci? Să ai lot cum avea CFR anul trecut? N-ai cum să faci așa ceva. CFR a avut jucători în afara lotului care erau plătiți ca să intre în lot când se făcuseră liber ca să intre în lot când e... Nu se poate așa ceva. Aia nu mai e... Trebuie să o rentabilizezi cumva. Sub nicio formă. Da, corect. Juma, nu mai prinde echipa. Mai prinde echipa, asta e situația. S-a scăpat de salariul lui, s-au luat bani. Înțeleg. Cordea, nu mai prinde echipa. Corect, dar ce vrei să faci? Să ai și niște soluții. Bă, dacă o să ai 6 jucători accidentați și suspendați, asta este riscul pe care ți l-ai asumat. Ce poți să faci? Așa se poate întâmpla să vină iar COVID-ul și să pierzi meci după meci. N-ai ce să faci. Nu poți, tu nu poți preîntâmpina anumite situații, dar nici nu poți să-ți bagi joc de bani și să stai liniștit dubluri pe posturi și dacă se poate și să triplăm, cum are Arsenal acum lotul, că chiar mă uitam pe adâncimea lotului. Arsenalul e cumva mult peste ce era anul trecut. Plus că e greu să ții doi jucători de valoare pe aceeași poziție și unul să nu joace, pentru că... Nu ai competiție pentru da. Da, ok, bine, admit. Ori te mulțumești cu salariul pe care îl iei, dacă este unul foarte mare și ți accepti statutul de... Rahmani nu poate avea o problemă cu Duganzi și Rahmani, de exemplu. Da, și eu cred că va fi o problemă. Păi, da, oamenii și-au asumat că au spus, uite, apare Duganzi ce e indisponibil în seara asta. Da. Ce făceau dacă nu l-aveau pe Rahmani? Cine juca? Improvizații, nu? Dăm și mie un exemplu la noi, același exemplu la noi. Dacă nu joacă cineva. Dacă nu joacă cineva, da. Păi, bine, la FCSB au fost rotiți jucători în care îmi spuneți că acum apare Ovidiu Popescu, este o variantă bună pentru poziția de stopă. Pentru orice. Păi, dacă a fost și a jucat, eu nu pun bărbi, știi? Spre deosebire de alții, nu pun bărbi. Și Ovidiu Popescu, știu că ești tare pe statistică, l-ai pe Liviu Manolache, meciurile în care Ovidiu Popescu a jucat fundaș central, ce prestații a avut? Îți spun eu, excepționale. Ce vrei să faci? De multe ori. Cum? De multe ori, indiferent ce poziție a jucat, de cele mai multe ori, el s-a achitat de... Nu, dar acolo chiar a jucat foarte bine. Sarcini. A mai avut și meciuri în care n-a jucat foarte bine pe poziția lui. Apropo de loți de jucători, cu Crețu ce s-a întâmplat? I-a anunțat de Gigi că reziliază. Pentru că așa a fost discuția la momentul ăla. Crețu a zis că reziliază, dar a fost cumva o lipsă de comunicare, pentru că el a spus că reziliază, Gigi a auzit doar că reziliază. Dar continuarea era, dacă găsește o altă echipă.
Și n-a găsit. N-a găsit o altă echipă, rămâne la noi până în iarnă. În iarnă poate să îi se rezilieze contractul din partea cu, dar mă rog, nu știu ce o să fie.